Absolvenții studiilor de licență de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași au depus astăzi jurământul de credință. Evenimentul a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Metropolitană de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Un părinte duhovnicesc contemporan este cel care surprinde foarte frumos ceea ce înseamnă să fii cel care îți faci răgaz pentru Domnul, să-L cunoști pe Domnul, cel care devii tu însuți prin viața ta teologie, nu numai că ești un teolog. Și minunat ar fi să fim teologi în sensul primar al cuvântului, așa cum îl înțeleg părinții bisericii noastre. Teolog este cel care îl vede pe Dumnezeu, nu cel care termină o facultate de teologie. Și părintele acesta, părintele Vasilios Gondikakis, starețul mănăstirii Viron, face profilul teologului, al celui care ar trebui să devină teologie prin viața sa. În cadrul Sfintei Liturghii înalt Preasfințitul Părinte Teofan a hirotonit un preot. De asemenea, părintele lector Roger Corescuc și părintele secretar Adrian Cucu au primit rangul de iconom stavrofor, iar părintele diacon Sorin Mihalache a primit rangul de arhidiacon. Festivitatea de finală a avut loc la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Șeful de promoție amintea în cuvântul său despre chemarea pe care ați simțit-o acum 4 ani, unii mai mult, alții mai puțini, ca să urmați pe Domnul. Este cuvântul pe care l-am ascultat duminica trecută la Dumnezeiasca Evanghelie, chemarea apostolilor, veniți după mine, sau ceea ce înainte Domnul, prin gura profetului Ioil, veniți la mine cu toată inima voastră. Ați venit la Domnul cu toată inima voastră, cu jumătate de inimă, cu un sfert de inimă, ați mai pierdut ceva din inimă pe parcurs, unii ați câștigat ceva din această inimă de-a lungul acestor ani. Singurul Dumnezeu care cunoaște adâncimile Duhului fiecăruia, cunoaște în esență și în detaliu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Pentru prima oară, ierarhii din alte eparhii aparținătoare mitropoliei noastre, întâlniri cu studenții din eparhia pe care o conduc sau o reprezintă, ceea ce este de asemenea o lucrare benefică. Așadar, mulțumim părinților profesori, doamnelor și domnilor profesori, după cum unui număr însemnat de colaboratori sau de ostenitori, fie de la centrul eparhial cu sectorul învățământ, biblioteca, fie de la universitate, și mulțumesc aici doamnei prorector pentru prezență, pentru participare. În cadrul festivității au fost premiați șefii de promoție și s-au acordat diplome tuturor absolvenților.